Natura nu încetează niciodată să ne uimească, iar unele lucruri care par a fi desprinse din filme au avut loc de fapt în realitate. Într-o astfel de situație uluitoare s-a aflat Mike, un banal cocoș care a supraviețuit vreme de 18 luni, deși nu mai avea cap. Poate că am mai auzit deja povești despre anumiți șerpi care încă reușesc să se mai miște chiar și după ce își pierd capul, însă cocoșul Mike a reușit să întreacă toate limitele imaginației. Povestea acestui animal a început în anul 1945. În data de 10 septembrie, un american din statul Colorado a încercat să-și decapiteze cocoșul. Ei bine, toporul fermierului Lloyd Olson nu a reușit să taie gâtul animalului chiar atât de eficient pe cât ar fi sperat acesta. Mai precis, se pare că vena jugulară, cât și o bună parte din trunchiul cerebral au rămas neatinse. Iar spre șocul tuturor, puiul a supraviețuit ca și când nu a pățit nimic. El a mai trăit vreme de 18 luni, timp în care era hrănit prin ciotul de la gât cu o bipetă. Proprietarul lui Mike și-a transformat cocoșul într-o adevărată vedetă. Animalul a mers la turnee alături de alte curiozități de acest fel, iar zeci de reviste și ziare au plătit pentru poze cu Mike. Proprietarul a câștigat numai puțin de $4,500 pe lună, sumă care, ajustată la valoarea banilor de astăzi, ar însemna cam $59,000. În 1940, sovieticii au adus la viață capul unui câine. Povești precum cea a cocoșului Mike sunt mai comune decât ne-am imagina. Însă un lucru la care poate nu mulți dintre noi ne-am aștepta este faptul că ele nu se întâmplă doar accidental. De exemplu, în 1940, un grup de cercetători din Uniunea Sovietică, conduși de doctorul Sergei Brukonkevo, au readus la viață capul unui câine. Medicul mai reușise să facă și alte organe să funcționeze. De exemplu, inima încă mai pompa sânge sau plămânii care respirau de unii singuri. Însă, pasul următor pentru cercetătorul sovietic a fost să readucă la viață un creier. Astfel, cu ajutorul unui aparat care injecta sânge oxigenat direct în creier, doctorul a reușit să facă capul unui câine să reacționeze la stimul exact precum un câine în viață. Ba chiar se pare că animalul chiar a lins o anumită substanță de pe propriul nas, relatează click.ro.